Preasfântă stăpână, născătoare de Dumnezeu, cu umilință și cu credință ne plecăm înaintea ta. Cu frică de Dumnezeu și cu dragoste ridicăm glasurile noastre către tine, cea care ești puntea cea sigură către Hristos. Mărire ție, ceea ce ești călăuzitoarea cea înțeleaptă, care ne îndrumi către Sfânta Treime. Spre tine ne înălțăm rugăciunile noastre, căci tu ne ești mijlocitoarea cea de taină în fața tronului ceresc. Mijlocește pentru noi, prea binecuvântată, către Fiul tău și Dumnezeul nostru, să ne audă când îl chemăm într-un ajutor, să ne împlinească dorințele cele bune și să ne ajute să pășim pe calea cea dreaptă. Mijlocește pentru noi, cea care ai adus lumina în lume, ca să ne fie iertate păcatele și ca să primim harul divin, să se umple sufletele noastre de lumină și de pace. Mijlocește pentru noi, cea plină de har, ca rugăciunile noastre să fie ascultate și împlinite, ca să putem sluji cu credință și cu dragoste lui Dumnezeu și aproapelui nostru. Încredințăm în mâinile tale, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, viața noastră, inimile noastre, gândurile noastre și faptele noastre. Ajută-ne, păzește-ne, călăuzește-ne și binecuvintează-ne, ceea ce ne oferi bunătate fără de margini. Pe tine te cinstim și ție-ți slăvim prea curăția și milostivirea, acum și pururea și în restul zilelor noastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.